După ce s-au confruntat cu incidente pe parcursul actualei campanii electorale, reprezentanții celor ce apără ordinea sunt hotărâți să elimine posibilitățile unor noi fapte reprobabile. La nivel rural, numărul incidentelor săvârșite este de două ori mai mare decât în mediul urban, dar aproape de neluat în seamă dacă îl comparăm cu perioadele campaniilor trecute. Acest lucru nu-l mulțumește însă pe șeful Inspectoratului Poliției Județene, Vasile Tache. Cele mai multe incidente electorale s-au petrecut în partea de nord a județului. Vă pot prezenta și localitățile respective: Călugăreni, Buturugeni, Grădinar, Ogrezeni, Ul, Joița, Adunați Copăceni, Slobozia, Mihăilești și Izvoare. Au fost la începutul declanșării campaniei electorale, au fost reclamate 6 incidente la un moment dat de distrugeri de benere. Dar fac mențiunea că o parte dintre acestea au fost ulterior identificate ca fiind rupte de către autovehicule de mare înălțime, de mare tonaj și înălțime. Cele mai multe dintre abaterile săvârșite de certații cu legea au avut loc în nordul județului, înregistrându-se mai mult de 10 incidente, din care jumătate s-au soldat cu dosar penal. De la ruperea afișelor electorale până la cele mai grave fapte, polițiștii giurgiuveni sunt hotărâți să acționeze pentru o bună desfășurare a alegerilor. Astfel, o nouă serie de cadre sosite la Inspectoratul de Poliție al județului vor acționa în acest sens, avertizează pe răufăcător inspectorul șef al IJP Giurgiu, Vasile Tache.